Salutare, prieteni! Bine ați revenit pe canalul La Litera Străiaia, filmează-mă Miha. În primul rând, mama a făcut plătitele, am mâncat, n-am filmat de când am făcut. Da. Și aici s-au dus. Acum să nu mai fim filmați. Și aici ne-a dus Mădălina lui Dănuț mâncare, că e ziua lui David al lui Dănuț. La mulți ani, David, pe această cale. La mulți ani. A fost Leonardo acolo și l-a dus pe Leonardo și a dus și mâncare. A dus și tort. Tortulez cu aici, tot ce trebuie. Uite, arată și pe acolo. Da, vă vine să credeți, uitați cine e invitată la bucătăria noastră. Da, veniți aici la bucătăria. Mina, iată-mă că din sarmalele lui Olga ne-a mâncat, am venit de la Dănuț acum. O sarma, că uite cum arată sarmalele pe toate făcute, mici. Nu mă rog. Altă mă rog. Ia uite din față. Ursul, ai să mănânci plătite. Alex, vino să mănânci ceva. Mă! Alex, sarmale! Bă, am crezut că mănânc sarmalele mele. Uite, mi-au furat plătitele. Ce ce era, Alex? Am dus farfuria, trebuie la Leonardo. Păi stai să-i duci la ursul. Păi da, dar trebuie în farfurie să mai duci. Tu deși. Lasă că le duc după aia. Patroană, de aia fac. Da, pe geamă. Vă mergem de țugul roșu până aici. Stai că-ți bag acum. Păi, iată pierdul, că-i șofe. Unde e? Stai să-i pun trepiedul, stai. De-aia de cipierul. Cipierul, nu-i cipierul. Pune-i acolo, pe mă. Bă. Nu pe masă, uite așa și vă filmează bine. Cade. Nu cade. Bună, nu cade. Perfect, vă vedeți. Ha? Cădeam. Vreți să-i un ardu de tine, nu? Hai, mai ai. Hai tu, Alex. Uite mai craie. Uite, dar tu întâi, că mai rău de un an. Vezi că ești în fața camerei. Merge camera. Hai, da, de ca un scat. Cu pământ. Nu care arătă acolo, că-i pățit. Așa, bagă. Asta e dieta ta? E dieta. Ai mâncarea de gata. Mai ai făcut miluie. Azi de găței, din ceea ce care le pune. Cu o mână bagă carne, cu laterale. Cu o mână bagă clătite. Duveta. Laterale urmă. E urmă. Da. Ușa aia trebuie deschisă, să vină aerul, nu mai. Nu e greu. Deschid? Un pic, nu știu, prea cald. Vedeți că am făcut de-aia cât de-aia, că vede că nu se ajută. Să-l dumă din fund. Deci ar trebui să ne pun. O, ce halea mea, să o facă Camina. Gata, băi, am mâncat guveta. Nu am legat în bucuria asta. Nu am trebuit să mă mulțumesc. Prin hau. Cum vezi să-mi fac alegeri? Hai, toare. Nu-i găsut guveta. Mai dat bucătita? Habre, Alex. Dă-te, mănâncă și tu. Eu am mâncat, a fost bun. Cum e clătitele? Eu am mâncat clătite și după aia carne. Da. Hai că mai slăbesc pui mine. Da. Patroană, de mâine încep ghiveta, m-am gândit mai bine. Da. Mai mănânc în seara asta, iară forță. Da, ca să nu pierd. Și mâine. Da. Mâine, le-am piept de puie, la piept de puie, la brânză, deja așa. Brânza unde e? În frigider. Să mănânc brânză goală toată ziua. Brânză cu roșii, ardei, grasă mănânci. Parcă aș mânca mâncare de cartofi cu brânză acum, așa, cu ceapă. Asta, e întreagă mâncare, n-am mâncat nimeni bine. Mâncați? Cine mai mănâncă? Mănânci, patroană. Eu nu mai mănânc. Mâncare de cartofi cu ceapă, cu brânză. Mâncă, Miha, hai să ne facem de cap. Nu, eu mai vreau o clătită, dar plină cu ciocolată. Nu, o clătită, nu. Mă, lasă-mă. Ursule, mănânci? Hai mâncare de cartofi. Păi oala, ia bagă-ne mâncare de cartofi, hai. Ia bagă-ne. Hai că am ținut regim până la ora asta, e destul. Oale, bagă-ne. Hai. Nu mai, de mâine nu mai mănânc. Of, păi și mai avem mâncare de cartofi. Mai avem mâncare și de astea. Deci, ha? Ha? Avem mâncare de cartofi. Da. Tatăl ăla. Mi s-a făcut poftă. O încălzesc? Da, pofta vine mâncând. Am început să mănânc o bucățică de asta și mi s-a făcut foame. Da, un pic, am ardi clătitele. O pun, am găsit. Pune.
toată și gata, că să trică și așa e. Pentru cum toată? Toată mâncarea. Păi mâncăm toată oala aia? Toată oala aia. Acum? O ducem la bucătărie. Hai cum mâncăm acum, să nu se strice. O ducem la bucătărie, Ariel. Lasă, mai bine mâncăm. Decât să se strice, o mâncăm în seara asta. La bucătărie acolo e mai rece, aici e cald. Clăbite. Oh. Așa se fac clăbitele. Ia cald. Ca să știți cum se face clătita. Clătita. Nu mai vorbi și să lipi clătita. Nu mai să desprinde acum, va. Uite. Mă, dar ce-i cu 4 ani de nu mai mănâncă, ține regim, nu mai mănâncă, nu mai bea? Părinie, dacă mâncam eu țarambură de aia de pește și ați mânca voi, aia la mine, la picatele, o treabă. Nu cred. Părinte, uite aici, Antula, dar ce-i cu peștele la scoarță? Ăla-i de la fumat, se... la fumat pe grătar. Din n-am gustat din ea. Din n-am unde să-l pun. Pește? La mine, la mine, la mine, la mine, la peștele, că vin la asta și... am un frigider afară, de rezervă, ăla la... ăștia provizionată, da, un frigider unde ți-un oare de mine, se afară. La mine era gustat dacă mâncam. Bă, numai de mâine gata cu mâncarea, da? Da. Și eu te credeam acum. Așa am zis în fiecare zi, pe bune, eu nu pot să mă obțin. Dar când scrie pe internet, bă, când intră pot? Păi nu știu. Ia caută pe internet. Stai că acum ai fac titlul, mă, acolo, că nu merge. Mâine, pui mâine. De trebuie să mă dă asta. Cred că nu mine, care mine, nu mai mă gata. Am o atârât. Să încerc și eu să țin post. Păi da, dar să încerc să țin și-o post câte zile? Nu mai zi așa. De ce? Încerc. Păi dacă încerc, încearcă și mâncă, supe, salate, ce? De post. Firul, de cartofi. Cartofi, merge. Păi și mă îngrași. Păi nu știu săptămână carne, ouă la ouă, brânză. Nu, post intermitent, de la doar cu apă. Vitamine. 7 zile. 7 zile voi ține post doar cu apă. Două de aici. Deci doar cu apă, Alex. Voi ține post 7 zile. Wow! I-a dat Leonardo. Dă-o, dă-o, dă-o. I-a dat? Da, i-a dat. A avut? A gustat și el, o să ții post și tot o să te îngrași. N-ai cum să lași mâncare. Nu mai zi așa. Iar o să mănânci ani. Lasă-mă. Lasă-mă. Alex, ia și tu și mănâncă pe pică. Uite, aici este de la ziua lui David, cu mătru tău. A lui Dănuț. Ia și tu sarmale, eu am mâncat de bună rău. Hai. Nu mănâncă sarmale. Nu vrea. Ce se scrie acolo? Nu merge titlul, patroana. Ce titlul? Așa fac și la mine. Alex. Ce? Mai sunt uși? Da, o țăra. Ce nu mai titlul pe asta? Calapea da. O calapea asta la tata? Da, o calapea eu am zis, mare. Să stăm pe ea și televizorul înapoi aici. Să putem să ne uităm la filme. O măsuță mică la bana prea. De cafea. De cafea, da. Nu știu, poate bucăm pe aia galbenă. Ne-am luat la masă asta tot. Așa. Prima luna asta m-am mâncat pitaia. Dacă ne era mesele alea la Pitești, nu le-am luat patroană. Ce era? Mesele alea. Da. La Pitești. Erau bune și ele, cum erau așa. Nu le luam. Voi tot căutați motive când aveți bani, să ziceți că mai puțin e acolo, mai puțin e acolo, mai puțin e acolo și rămânem așa. Că aia nu-i bună, că aia nu-i bună. Dar cum era o masă de aia albă aici? E bună și aia. Masă să stai tu, nu să găsești. Nu, de 10 scaune mică. Da, dar ne-am luat. Trebuie una mare acolo pe vol. Da. Una mare de aia cum a luat ăla tata lui tău. Avea un soietam de aia de tău. Da. Tata nu tava, lua masă, mai mult. Sau de aia cum au puternicii. A mea n-ai mea gata de lui. A mea tare profabil. Merge banda, mamă. Deci, prieteni, vreau să vă anunț că nici astăzi n-am reușit să țin regim. Am încercat, prieteni, să țin regim, dar nu se poate. Asta e. Atât a s-o putut. De mâine chiar încerc. Deci vorbesc foarte serios, de mâine... Mâine nu mai gătește nimeni.
De mâine gata cu mâncarea. Salată, verde, ceapă, gata, nu mai vrei. Mâncăm roșii, brânză, ceapă, lapte, brânză, sucă, ouă. De mâine nu mai vrei. Și gata. Da. Deci până de mâine, da. Eu nu mai gătesc. Deci de mâine pauză toată lumea, da? Ia. Mihaela, de mâine nu mai aveți voie să-mi dați mâncare nici dacă vă dau un cap. Lasă-mă și după aia fugi la frigider dimineața și zici, pun, vreau de-aia, vreau de-aia, vreau de-aia. Eu nu mai mă bag, fă ce vrei. Alaltă noapte la două mi-a adus Mihaela un sandwich. Nu mai mai că ta poate poturească că ești copilul ei. Nu mai să ține legat aici, să mai mănânci. Și rânza aia, fiartă, am băgat-o la congelat. Gata, rânza. Cine mai hai bine, rânza? Gata. În fine, prieteni, încheiem aici, rămânem să mâncăm, să bem. Vă pupăm cam atât pentru seara asta, să nu vă plictisim. Vă dorim o seară minunată tuturor și ne vedem în dimineață. Și apropo, la mulți ani de 1 martie tuturor! O primăvară frumoasă! Să vedem Alinem ce cadouri le aduci. Hai că vezi tu mâine. De tata te vrea să pleacă de cadouri, de aia pleacă, că e 1 martie. Da.